Bine ați revenit la întrebări. Așa cum au remarcat mai mulți dintre cei care au trimis răspunsuri, noaptea când luna e pe cer, pe pământ nu e beznă, avem lumină de la lună. Cu cât luna e mai aproape de faza de lună plină, cu atât avem mai multă lumină. Tocmai de aceea, în Geneză, luna este numită luminătorul cel mic, care are rolul de a ne da lumină noaptea. Ceea ce se întâmplă este că razele soarelui se reflectă pe suprafața lunii și apoi ajung pe pământ. Dar, evident, acest fenomen de iluminare prin reflexie trebuie să se petreacă și pe lună. Mai ales că pământul se vede mai mare de pe lună decât se vede luna de pe pământ, deoarece pământul este mai mare decât luna. Razele aproximative ale celor două corpuri cerești sunt 6400 de kilometri în cazul Pământului și abia 1740 de kilometri în cazul Lunii, ceea ce înseamnă că raza, deci și diametrul Pământului, este de peste 3 ori și jumătate mai mare decât diametrul Lunii. Și din această cauză, Pământul se vede pe cerul Lunii de peste 3 ori și jumătate mai mare în diametru decât vedem Luna de pe Pământ. Puteți vedea aici un trucaj care arată ambele corpuri cerești pe cer ca să le putem compara și ne putem da seama că spectacolul Pământului văzut de pe Lună trebuie să fie splendid. 12 oameni au putut admira acest spectacol, cei 12 cosmonauți care au aselenizat în cadrul programului Apollo. Pământul văzut de pe Lună are faze, așa cum are și Luna văzută de pe Pământ. Diferența este aceea că Pământul nu se mișcă pe cerul Lunii, deoarece Luna este orientată tot timpul cu aceeași parte spre noi, având doar o mișcare de amplitudine mică, numită librație, în jurul acestei poziții, așa cum vă arată această animație. Fenomenul în care vedem și partea lunii pe care este noapte este cel mai ușor de observat atunci când vedem foarte puțin din suprafața lunii pe care e zi, adică atunci când luna este aproape de faza de lună nouă, fie înainte, fie după aceasta. Acest desen ne ajută să înțelegem de ce. Atunci când noi avem lună nouă, pozițiile 1 și 9, pe lună este faza de, să zicem așa, pământ plin. Se vede partea pământului pe care e zi. Discul pământului este total luminat de soare. Iar când noi avem lună plină, poziția 5, pe lună este faza de pământ nou. Se vede partea pământului pe care e noapte. De aceea, când luna este cu puțin după faza de lună nouă, poziția 2, precum și când este cu puțin înainte de lună nouă, poziția 8, partea pământului care se vede de pe lună este în mare parte luminată de soare și luna primește multă lumină reflectată de pământ, ceea ce face vizibilă de pe pământ partea lunii pe care e noapte. Așa că răspunsul corect este acela că vedem mai ales în fazele apropiate de lună nouă și partea lunii pe care e noapte, deoarece acolo ajunge lumina reflectată de pământ. Le mulțumesc celor care au trimis răspunsuri, fie prin e-mail, fie în comentarii, și mă bucur că au fost mai multe răspunsuri decât de obicei. Azi vă voi pune încă o întrebare legată de echilibrul mecanic. Să presupunem că avem două vase mari, identice atât ca formă cât și ca volum, care sunt pline cu apă și legate de capetele unei pârghii, așa cum vedeți în desen. Să mai presupunem că sistemul este în echilibru. Cele două vase au în partea de jos fiecare câte o țeavă scurtă verticală pentru golire
Și aceste țevi sunt prevăzute cu supape, care pot fi deschise de la distanță cu aceeași telecomandă. Deci pot fi deschise simultan. Supapele sunt notate pe desen cu S. Țevile de golire continuă cu o scurtă țeavă orizontală, pe la capetele căreia iese apa. Dar în cazul vasului din stânga, țeava este îndoită la capete, obligând apa să iasă pe verticală, iar în cazul vasului din dreapta, țeava este dreaptă la capete, așa că apa iese pe orizontală, așa cum vedeți în desen. Însă debitul de golire este același. În fiecare secundă iese același volum de apă din cele două vase. Întrebarea. După ce se deschid simultan cele două supape S și ambele vase sunt în proces de golire, așa cum arată al doilea desen, mai este pârghia în echilibru? Și vă rog să explicați și de ce da sau de ce nu. Succes pe săptămâna viitoare!